Militarii detașamentului de pompieri Suceava au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din comuna Șcheia. La sosirea echipajelor ardeau acoperișul locuinței și o cameră din interior cu pericolul de propagare la întreaga construcție. Au ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, obiecte de mobilier, elemente de tâmplărie și bunuri de uz casnic. S-au degradat finisaje interioare și exterioare. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic generat de coșul de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat restul casei de locuit.